Sunt tare curioasă dacă ați văzut momentul acesta cu Raluca și cu Gabriela când țăreau coarda. Făceau un fel de task cu coarda, cine câștigă, gen primește inelul o oră. S-au jucat un pic fetele, dar chiar mi-au plăcut amândouă cum țăreau coarda aici. Pare fetele par mult mai relaxate de când cu task-ul cu cabina și chiar mi-a plăcut cum s-au jucat aici să vin cu arta, dar Valentin ținea neapărat să îi arate și lui Paul, pentru că spunea că în casa băieților la săritul cu arta era cel mai bun Giorgio, dacă vă aduceți aminte. Și îi spunea Valentin, îl chema pe Paul și spunea, uite bă cum sare Gabriela cu arta. Vino să vezi, Raluca la un moment dat a cedat și a spus că pe voi o să vă ducă la Disney pentru că se pricep foarte bine la săritul corzii și evident că Paul a venit și el, foarte haios Paul, deci am râs, m-am prăpădit, trebuie neapărat să vedeți faza asta. A venit Paul, el spune și că băi, eu sar pe viteză, nu sar așa prosteală de asta de faceți voi. Și a venit Paul și a băgat, nu știu, cred că a sărit coarda de vreo 20 de ori, dar într-o secundă, ceva la modul ăsta. Iar apoi a dat coarda lui Gabriela și a spus, este vă, tu poți mai repede, ceva la modul ăsta. Dar nu aveți, deci uitați-vă că se regase de la pământ, ceva 20-30 de ori într-o secundă, la modul ăsta, așa a fost. Deci foarte, foarte haios faza asta.